Băi, ce zici mă duc cu asta, nu mă va pierd cu anii la tot. Rămân. Da, uite, cu antea. Băi, du-te, băi, să te culcă, băi. Corneli. Eu știu. Hello! Ah, n-ai. Hello! Salutare, măi prieteni, salutare tuturor. Măi oameni, oameni dragi, oameni cu de toate. Cine nu vizionează, nu are de unde să vadă. Că Marian Andrei și-a făcut unghiile ieri cu vopsea pentru roți. Am băgat cauciucul ăsta. Urmează și dincolo, dar ăla e umflat deocamdată. Acum avem altă treabă. Băi, ați făcut aici ce fel e cititorul ăsta? Ia uitați cât e, ce are pe el. E grav afectat. E grav afectat. Și ia uitați, ăla care m-a interesat pe mine, pe unde ieșa ulei, e intrat înăuntru, frate, dopul. N-a știut să-l pună care l-a băgat acolo și ia uitați ce fel e. Da? Și normal că pe acolo curgea, dar eu o să-l desfac, o să schimb și cititorul. Ia uite-l, e plin cu zgură, nu știu ce e asta. Un fel de șpan. Pentru că aia agață tot. Dacă e metalică, vă dați seama. Și dacă e asta nouă, e păcat să nu o punem. Să nu mai arunce ulei pe acolo. Ia, păi dacă ea era ieșit afară, cum naiba, băi, băiete, să... Cum naiba? Cine a băgat mâna acolo, a renunțat, n-a mai băgat-o acolo. Ea are și un opritor aici. Are un opritor aici, marginea asta trebuie să rămână exact acolo în scorbura aia. Da. Băi, am dat ieri o tură cu el, frate. Așa. Așa am dat o tură. Băi, ce fel fuge, ce fel schimb vitezele. Hai de capul meu. Hai de capul meu, băbiță. Hai să schimbăm asta și revenim. Ce fel numai bine. Ăsta are cablu un pic mai scurt, dar e mai bine. Ăsta era chiar lung și nefolositor. Mufa era coaptă, s-o ars. Acum trebuie să îi punem mufa, că ăsta a venit cu tot cu mufa așa la pachet. Trebuie introdus fiecare din asta exact cum e din coace culorile, să respectăm culorile. Băgăm unul, ne uităm dincolo, iar mai băgăm unul, da? Dar întâi să schimbăm asta, băi, dar ce murdară-i cititorul ăla, băi, are la scrâjălimi pe el. Dar și aici, uite câtă zgură are, băi, pe șpan. Se vede, băi? Ia uite șpanul cum stă pe șuruburi. Se vede? Ia uite și pe cititor. Tot ce a fost fier acolo s-a pus, pe magnet. A agățat tot. Acum dacă îl punem pe ăsta, cititorul ăsta la altul, unde ești, mă? Suntem în căutare la cititor. Mai zic prietenul nostru, man, că nu... Uite cum e ăsta curat și cum e el la altul. Ăsta e... Da. Mă bucur că nu s-a rupt garnitura. E la locul ei. Așa. O să punem la locul ăsta stând din calul meu. Ia uite că am și schimbat-o. Să vede cum am băgat dopul calul meu. Ăsta nu era băgat calul meu atunci. Era pe din afară și era băgat strâmb și înduit.
aici, da? O vrut să-l bage și l-a băgat, de nu s-a putut. Ia să vedem asta. Păi de mine, mamă, cât spana are pe ea. Ia uite ce e aici. Înțeapă. Înțeapă. Asta e curată, curată. Am șters tot. Frumos, elegant. Băgăm la loc, după aia băgăm ofile la loc acolo, ne luăm după mufa care am schimbat-o și pe asta la altă nouă. Am schimbat-o. E de a instalației. Am așezat-o ca după aia la altă veche. Pe asta la altă am tăiat-o. N-am mai stat să scot fir cu fir, pentru că asta e foarte coaptă și am încercat să bag șurbenița să le scot și pocnește. Și am zis că o las așa, dacă vrea cineva sau dacă ne mai trebuiește, o înnadim și o punem. Da, hai să o punem sus, să vedem cum, dacă mai curge acum pe asta. Și totodată am verificat și aia. S-a arătat foarte jalnic, nasol. Pe acolo, asta poate să citească, poate să nu citească scânteia, știi? Ce zic? Adică ce era la ea acolo? Da. Bineînțeles, mi-a propus la început să dau și coleac de silicon din ăsta bișon peste garnitură. Și am dat așa pe colo pe colo, să fac o etanșare cât mai bună, să nu mai curgă nicăieri, nicăieri. Și motorul merge perfect. Hai! Apropo, cu strânsul șuruburilor, aia de pe platou era toate slăbite, toate erau slăbite, frate. Și aici, inclusiv șurubul care prinde capacul în interiorul la ăsta, și ăla era. Am conectat mufa, frumos, elegant, culoare la culoare. Aici ai dopul IP5, ia uitați cât ulei sărea de la asta. Pentru că aici își face vidul el. Am scos iar uleiul, a trebuit să-l scot iar. Ce mai scot eu? Îi scot semeringul de aici, să mă duc să caut un semering în oraș. Pentru asta căutăm un vol șurub. Un vol șurub. Un vol șurub de regips. De capul meu. Un vol șurub de regips, mă băiete, unde ești? Unul de regips, unul de regips, unul de regips. Ia uite-l. Uite-l. Un de regips, bor mașina. Și le extragem afară și mergem să căutăm unul. Să căutăm noi să-l poziționăm unde nu are seria. Exact aici sus, să-i dau pe mijloc. Am extras, băi, și semeringul. Așa frumos, să vedem ce serii. Mergem cu părămonul să punem totul nou, bă, băiatule. Că nu se poate așa ceva. La mine când e nou, e nou. Mai curge o leacă de ulei. Curgea pe acolo și pe la buton, pe la burduf pe aici. Pe la burduful ăsta. Ălea era pe unde curgea oloiul. Și nu trebuie să aibă scurgeri. Nu trebuie să aibă scurgeri. Oare ce fi semeringul ăsta? Se cunoaște că are uzură. Investim, investim, investim și iar investim. Am luat... Ce filtru am luat la ăla? Cu tot cu furtun curge. Ieri când am dat și o tură, sărea ulei, curgea benzina, toate dracovinile curgea. Uite ce curge dracu ce asta. Și am luat unul mai mare, poate o calitate leacă mai bună. Zic eu. Zic eu. Dar până una în alta o să-l pun tot pe ăsta micuțul. Ia uite, bă, filtru de 14, de 14 cu 28 era, și o să-l vrodim acolo la loc frumos, după ce ștergem o leacă, da? Aici am văzut eu la unia, ia o bucățică de nailon, un colț de pungă, uite așa, hai mă, desfăte. Desfăte în pana mea. Se introduce pe șmecherie aici. Uite așa, nu? Ăsta se dă o leacă cu ulei.
și pe o parte și pe alta. Ne ștergem puțin de cârpă. Și acum îl introducem pe pădomnul pe aici, peste pac și a trecut. Rămâne asta în urmă. Ia să vedem cum se așează aici. Da. Ne trebuie o cheișoară. Ne trebuie o cheișoară mai mare. Unde avem noi o cheișoară mai mare? Da. Nu merge asta, unde e aia mai mare? Ia să batem noi cu asta oleacă. Aveam o cheie mare, mă. Uite-o, mă, cu aleșa. Zi-mi ajunge. Da. Ei, pauză. O intra perfect, bă, băiatule. O intra perfect. Așa, acum vedem cu filtrul ăsta ce-i facem. Hai să schimbăm. Și am schimbat și filtrul. Ia să vedem. Dacă îi dau drumul la robinet. Ce zice? Băi, dar nu prea mai are benzină. Sau chiar deloc. Are foarte, foarte puțin. Dar nu prea ajunge la sâtă. Nu prea ajunge la sâtă, pentru că ieri am făcut prăpăt cu el, cât m-am plimbat. Și am pus numai benzina, care o știți. Da. Hai că punem astea deoparte. Uite, uite așa să le vedem acolo. Așa. Acum trebuie să-l dau pe o parte, să-i strâng eu bine bușonul acolo, frumos, elegant. Și să punem uleiul înapoi. Nu? Îl măsurăm întâi. E, dacă voi vedeți gram de ulei acum. Uite cum e aici uscat. Da? Uite cum e uscat aici, frate. Încheiat capacul bine. Eha, păi dar ce faceam eu, frate? Stăteam toată ziua, făceam pete de ulei pe aici. Dar nu ni stă în uchișă, semeringul nu mai dă deloc. Frumos, elegant. Eha. I-am pus uleiul proaspăt. Toba atâta mai trâncăni înăuntru. O să desfac de aici. Îi bag niște garnituri bune, o dăm jos de aici și să vedem ce se aude înăuntru. Ia uite. Am primit mesaj de la băieți. Ei, păi toba aia că-i nervantă rău. Ia uite. Motorul se aude o frumusețe, băi băiatule. Fâsâială. Fâsâială. Mai curge mă sau nu mai curge? N-are cum să curge mă băiatul ăsta. Ăsta nu mai curge în viață. Ăsta nu mai curge în viață. Gata, n-am ținut să nu vă arăt eu vouă așa ceva. Da, toba prima dată intră la scos și cu polizatul la ăstea. Și după aia ca să putem să punem carenii pe spate. Da, ne auzim. După o oră am scos toate, am curățat și filtrul, am băgat benzină deasupra, am curățat, am spălat și motorul, cu ideea că de cât așa o leacă am scos-o, am băgat o leacă, am scos-o, cu ideea să curăț și geamul,
Să mă uit mai târziu cu lanterna, să aduc o lanternă. Să vedem dacă indică. Am băgat exact un litru aproape. Și rămâne să șterg asta benzină de aici. Cu ulei, cu resturi. Filtrul a fost înfundat. Am găsit joja, bineînțeles. O bucată din ea. Unde am pus-o ori? Unde am pus-o, bă, băieți? O bucățică de joja am găsit. Aia e exact aia cu gradație. Nu mai contează. De pus înapoi nu mai merge. Să o pun decât să comand un 2.9. Și așa ăsta nu are moțocolul. O să iau un 2.9. În rest, acum să nu mai prezinti scursuri, frate, că m-am săturat. Că eu nu umblu cu scursuri. Cu scursuri nu mai umblă. Uite, aici e curat. Da? Am lăsat să vedem semn. La semering la fel, la bușon nu. Așa. E cam atâta. Cam atâta cu acest video. Urmează să mai facem câte ceva. Acum avem dipolizat aici zgrumțuri ăștia, da, care am zis. Ce caută zgrumțuri ăștia aici, nu știu. Și din coace. O vrut să facă ceva, o șmecherie, dar nu știu ce șmecherie a vrut să facă. Ăsta a fost un portbagaj lung care se prindea aici. Din coace l-a scos, din coace l-a tăiat și a vrut să-l sudeze de asta. Ăsta trebuie desfăcut de aici și scos de tot și ăsta curăța solzi ăștia și cam atât. Aici avem asta, asta nu știu de la ce. Și în rest, după aia începem asamblarea. După polizare, după asta, pac, scoatem asta și îi punem pe spate carena. Mai dăm un spray la rezervorul ăsta pe față, lucios, sau o lăsăm așa. Nu se uită nimeni sub careni. Ei, da, măi, că la noi nu se poate așa ceva. La noi nu se poate așa ceva. Uite și roata aia la altă colo, am vopsit-o și pe aia. Da, mai avem treabă ca la Paști. Și cuiul ăsta trebuie să-l dau jos să pun nuca aia. Unde mai este? Iar le-am borfăit, iar am borfăit garajul tot. Afară n-am fost, că bate vântul rău tare, toate că-i soare. Și azi am frecat-o aici, la rece. Da, cu ideea să nu mai văd că curge acest motor și nu are să curgă. Pentru că eu am văzut că ea, dacă nu are să curgă, nu are să curgă. I-am băgat aici garnitură frumos, pachetanșat, cu silicon. Silicon din asta șmecher, care rezistă la temperatură. Ia uite, am dat aici un foc, de nu se poate. Și nu a avut treabă. Ia uite ce fel a rămas. Asta e de chiloasă. Bișon. Da? Silicon bișon, să căutați, că astea sunt cele mai buni. Perlandez și silicon de la bișon, totul mama lor. Haideți! Plec! Plec, Dani! Când lumii? Pleci în lumii? Știi unde mă duc? Unde mă duc eu cu propa și cu ăsta? La căsuța din pădure. Ha? Ha? Hai! Știi, văd. Ia-o, spantă ea, da? Frumos, elegant, da. Ha. Primul om din România care merge cu ATV-ul fără carenă pe el și fără șa și fără nimica. Uitați aici. Vedeți și voi. Nebunie. Invenția 2024. Numai la Marian Andrei Tecuci. Păi, uite, era să fac accident cu Matizu.
Uite, pistitor merge asta. Ha? Mergi cu mine? La căsuță? Uite, chiar merge, chiar ea. Chiar ea merge. Mi-a mers și două, a doua, a treia. Oare cât pierd ea are? Merge, mă, merge, mă, Sariu. Mergi. Pe două roți merge asta. Bă, dar ce fier merge, bă. Strâșnic, i-am schimbat ulei. Bă, atent. Nu mai dă gream, băi. Băi, nu mai dă gram de ulei, pe nimic, la frate. I-am schimbat semeringa aici, instalația toată, fac, fac. Bă, băiatul, ce fier merge. Băi, ce zici, mă, cu ăsta nu-și mă va pieri cu anii la tot. Ha? Rămân. Da, uite, cu antăia. Antea sub presiune, să vedem dacă mai aruncă ulei pe undeva. Plec așa cu el pe drum. Ce mai aruncat? Mai aruncă, bă, el cu medare, ce curat. Mai aruncă din loc aici, nici pe de sub, pe nicăieri aproape, el. Oriunde da cu degetul. A fost o leacă murdar de tura trecută. Dar nu e. Nu-i. Nu curge, frate, dacă te uiți, nu curge. Ne-am. Am făcut o alegere. Prima dată, dădea pe la ăsta, pe la bulionul ăsta pe aici, așa, pe la ăsta, și după aceea dădea și pe la semerin, știi? Acum e gerea. Dai seama când o să-i pun o grinzele alea nichelate, ce fel o să fie? Da. Zi, mă, Dari. Cărinile alea noi. Mamă. Mai schimb butucii ăștia. Ia cu ce-am de pustat, mă. Păi atent. Ăla vechi, care era înainte, butucul, ăti, e crăpat, frate. E grăpat. Și el de asta juca roata. Am butuci și noi nouți. Ai văzut? De pe roțile astea. Care? De pe astea. Ei, am schimbat numai din piul de cangalbos, nu am schimbat butucul. Hai, mergem la căsuța din pădure într-o zi, cu ăla eu fost? Da. Băi, du-te, băi, să te culc, băi! Corneli! Corneli, acum vorbeam de tine. Ăsta e Cornel Marin 2. Aude cum ai explicat-o cu avierile acum. Cornel, Corneloi. Un căniechie proie. E cu ambreiajul ăsta? Da. Nu mai dai, nu, te-am călcat tava când am ieșit afară. Nu mai vine din casă. Sau te-am călcat și piedeiul ăsta nu l-am făcut. A spart tava lui mamaia. Băi, trebuie să-ți pui neapărat toba asta, frate, pe alte m-am mâncat de tine. Da. A? Cum mergi, bă, Darius? Când îi vin carenilii? A? Când îi vin carenilii? Nu înțeleg. Când îi vin carenilii?
carii care ni se vin. Dar tu n-ai văzut chiorurile că le-am luat? Da. N-ai văzut carenii din noi? Nu. E bune? Da. Ălea negri nu le-ai văzut? Nu. Ia cari. Dar unde ai fost, mă, în Franța? Hai, stai așa să închid din poartă. Deci eu așa pe Darius nu l-am crezut, frate. El n-are treabă cu lumea... N-are treabă cu legiunea străină, el. El n-are treabă cu legiunea asta, cu țara, cu România. Bă, dar stai văzut că au venit în împușcămă cu toți. Mercenarii lui... Băi, îți dai seama, dacă l-a omorât pe vas, mă, băi, și pe ăla, frate. Da, pe... Și pe ea din trupa lui. Da, păi, pe ăștia. Ăștia nu aștept pe pantalon scurt. Uite, mă, Darius, cum n-ai văzut, mă, ălea? Carinii, nu uite. Stai să aduc ea. Da, uite, cu lăsat ăsta. M-a lăsat trapa deschisă la mașină. Ia. Și-mi zic repede. Adu și cartea la care ai lăsat trapa deschisă. Am luat-o. A, da? Am luat-o. Am luat-o. Cum mă, dar, deci este amestuia? Deci este amestuia? E, dar de unde se văd eu astea? Eu am intrat aici. A, mă, dar n-ai văzut un video. Ia uite-mi ea. Păi, de ce lucesc? Fii atent, suporți de baterii tot ce trebuie. Fii atent ce felăs. Fii atent ce felăs, Darius. Vezi ce furii. Da, uite asta ce felăs. Ia uite ce aici. Să vedem acolo? Da. Ia uite și ea. Și ea, Darius. Hai de capul meu. Băi, e ATV-ul? De asta am zis. Ca să nu mă grăbesc să dau buleală, știi? Dacă eu făceam și curgea ulei pe colo, pe colo, pe colo. Ce făceam cu el, frate? Așa până nu o pun tot la punct. Și după aia să-l închei. Nu ai cum să faci, Ilic. Dar cum am uitat ce-a făcut? Eu știu. Hello! Ha, like. Hello! V-a zis Marius că cumpăr și el mașini din asta. Da. Da, frate, consum mic. Lux, lux. Mașina franțuzească e mașina franțuzească, nu e. Îți cumpără și Cornel, a zis o robă nouă. Da, mă, Darius, când mergem noi la asta? Când mergem la aia? Ori cu mașina mergem picea pe de dreptul, mergem, ieșim direct în ajut. Cu mașina de 10K? A? Cu mașina de 10K, bagiu? 10K, am trecut de 10K. 10.400 avem. Ia zici, mă, acum, cum merge ATV-ul ăsta? Uite, 10 kg și singur să intru. Cum zici, mă, că merge ATV-ul ăsta, Darius? Dar suspensia nu mai zic, frate, ia uite ce e aici. Fii atent, ia uite. Îmi dai mișto asta. Ia uite. Hai da! Hai da! Frumos, băi, dacă n-ar zornăi toba asta, ce mă de... Băi, are căzut ceva înăuntru, oare, mă? Te-a băgat din joacă ceva, oare? Dar dacă desfac asta de aici, pe ulițele astea... Ia. E înăuntru, pe aici. E căzut ceva înăuntru. Da, chiar e. Băi, azi n-am stat de dimineață, l-am dat cu culul în sus, iar l-am dat pe o parte, iar pe partea aia, iar pe partea aia. L-am clătit ori cu benzina, a curs toate gunoaiele. Și... Le-am schimbat semeringul, m-am dus după semering. M-am dus după pana mea. Am luat filtrul. Am luat, uite, am luat iar filtrul. Unde e ăla, mă? Unde? Am luat două filtre. O curs, li s-au spart. Și ăla și ăsta. Ia uite, dar ce am luat la Renault. Uite-mă, filtrul. Am luat unul mare. Poate este mai bun, e de cusut, așa mișto, pac, decantează.
Cred că ăsta e pentru motor, dar merge pentru... Ultimul ce am luat pentru Renault. Preșuri. De pe Facebook. Să le montez într-o zi. E mai jos tu? Uite ăsta, e ciclul. Nu s-a desfunzulat deloc. Ăsta n-a mai, n-a mai ieșit deloc cu el. Merge mâine. L-am vândut. Am luat tigaia asta. Ăsta vreau să iasă ceva adevărăciune, nu? Eu chiar tu nu mai ai niciun ATV, numai astea două, nu? La câte vrei? Și două scuteri. Mm-hmm. Mergem când cu scuterile, când cu ATV-urile. Unde mai am eu un pic de treabă? Uite aici, vezi? Ia uite. Pac, 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 pac. Bucșa de jos. Bucșa de jos. De la direcții. Joacă puțin. Vezi? Acolo dacă îi bag bucșul nou, pana mea, ce zici? Nu. Cât l-ai pur eu la ATV-ul ăsta? Cum ai ieșit până acum? Vezi? A, dracu, fac acoba asta, de la cuvinte, frate. Ești fier din acum. Hai, las-o. Gata? Ne auzim? Din câmp. Nu? Da. Mâine. Da. Ha? Da. Mergi? Uh-huh. Păi luăm un bidon din ala de benzină. O canistră. Ha? Luăm o canistră de aia și... Știi ce ar zice eu? Luăm un ATV. Băgăm un buggy. Ha? Hai, ne auzim. Ne auzim. Pa, pa. Când ne vedem prima dată... Băi, stai să bagă asta. Da, n-ai unde. Pune-o la mișoare. Bă, da, hai. Ia mă... Locadia asta, vreau să văd. Uite, acolo n-am avut treabă cu ele. Aici am spălat, o mai curs, da? Acolo vreau să văd dacă curge ulei, dar nu are un scurt, mă, dacă i-am schimbat toate cele. Ce mai? Ce mai? Hei, hai mă, dam pedalul ăsta. Ia zi, ăsta nu l-am mai pornit din câlul pucățăl. Îi dai contactul pus? Trebuie a stat unea cu accelerare. Ia uite. Hai să mă urmă de acolo. Zicea unească. Mamă, ce fum scoate! Păi cum să tu mă scoate fum, frate, dacă ăsta e cu... Nu e în patru timpi, în doi timpi. În doi timpi, fișori! Și ălaltă o lăsăm afară. Unde? Ăla n-are cheia în contact. Nu o lea nimic, că ăsta e greu. Are un indichile, cred. Chiar să-l pot, nu poți. Hai, salut! Pa, pa!